are vremea lui. Noi să facem partea noastră, slăvit să fie Domnul nostru. Dragilor, în această dimineață am dorit să vorbim cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de la versetul 17, textul care a fost citit, și dorim ca Bunul Dumnezeu să ne aducă călăuzire, El să ne vorbească, El să aducă prin gurile noastre cuvinte pentru care noi avem nevoie și golurile care sunt în inimile noastre, în sufletele noastre, El să le umple în această zi prin cuvântul Său, binecuvântat să fie numele Lui. Poate că suntem fără nădejde. Poate că ne-am pierdut speranța. Poate că ne clătinăm. Credința noastră se clatină de multe ori. Și am dorit ca Duhului Dumnezeu în această dimineață să ne umple încă o dată cu un de lemnul sfânt, să ne umple inimile noastre, candelele noastre, nădejdea noastră, speranța noastră. Că atât ne-a mai rămas, fraților. Toate lucrurile acestea sunt trecătoare, ce le vedem, se duc în zbor așa de repede și nu ne mai rămâne nimic. Unicul lucru de care putem să fim cerți, de fapt, să ne nădăjduim că va veni o vreme în care cuvântul care este scris aici, în Sfânta Scriptură, Dumnezeu îl va duce la îndeplinire, binecuvântat să-i fie numele Lui. Și am dorit ca în această dimineață El să fie nădejdea noastră și El să fie cu noi. Glorie Domnului! Dragilor, în această dimineață vom vorbi din cuvântul Celui Preanalt acest mesaj pe care l-avem scris aici pe această schiță, unde spune în felul următor: se va auzi glasul lui Iisus. Nu știu câți dintre noi credem că va veni o zi când totuși vom auzi glasul Celui Sfânt. Va veni o zi când Cel Sfânt va judeca lumea. Va veni o zi când Cel Sfânt va pune capăt la toate lucrurile. Chiar și celor rele și celor bune, pentru că El a pregătit ceva mai bun pentru noua viață, în noua veșnicie. Și va veni o vreme când și cu mine și cu tine El va sta în fața noastră, fiecăruia. Și noi, fiecare dintre noi, vom fi responsabili de cel mai mic cuvânt sau de cel mai mic lucru sau cel mai neînsemnat lucru care ne se pare nou acum, atunci în fața scaunului de judecată. Și trebuie să credem ferm aceste lucruri. Să fim convinși că vine o zi a judecății în dreptul nostru. Și în această dimineață aș vrea să vedem câteva întâmplări din timpul Domnului Iisus, când era în mijlocul omenirii și scriau, de fapt, scriitorii aceste cuvinte, în care în versetul 17 spune, zice: dar Iisus le-a zis, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea îl lucrez. Am vrea să vedem câteva aspecte pe care mi le-am notat în această dimineață în textul acesta. Vom vedea primul aspect foarte important și foarte controversat în lumea creștină. Este versetul 18. Unde spune în felul următor: de aceea căutau și mai mult iudeii să omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Primul lucru pe care aș dori să-l vedem și să-l avem în evidență, dezlegarea zilei de sabat. Ce înseamnă a dezlega o zi de sabat? Cei mai mulți oameni dintre creștini au înțeles acest text că, de fapt, Iisus a venit și a desființat porunca patra. Cei mai mulți oameni înțeleg și propovăduiesc aceste texte din Ioan, din Matei, din Luca, că, de fapt, Iisus n-a făcut altceva decât a venit și a desființat legea. Legătura. A abandonat tot, de fapt, ce era porunca lui Dumnezeu și nu mai are nicio valabilitate. Acesta este mesajul transmis de foarte mulți vorbitori, în schimb. Realitatea este cu totul altceva, pentru că cuvântul nu spune, Domnul Iisus, nu spune că a dezlegat, adică nu spune că a desființat ziua de sabat. El spune că, de fapt, a dezlegat ziua sabatului.
Este diferență, dragii mei, între a deslega și a desființa. Este una mare. Una este să desființezi porunca patra și să o pui deoparte. Una este să înțelegi ceea ce vrea să spune Domnul Iisus aici când spune, zice, a dezlegat ziua sabatului. De ce? Cu câteva pasaje înainte, cu câteva versete înainte, se întâmplă o minune. Când la scăldătoarea din Betesda, când Domnul Iisus întâlnește un om acolo de 38 de ani. Îl întâlnește un om care de 38 de ani spune că era acolo dizabil și aștepta vindecare, și aștepta al apei tulburare și nu avea pe nimeni cine să intre în acea apă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că, ce găsim noi scris aici, că la un moment dat Iisus stă de vorbă cu acest om. El întreabă problema, el stă de vorbă cu el și vrea să înțeleagă dorința lui și sigur că dorința unui bolnav este aceea de a fi vindecat, slăvit să fie numele Domnului. Care este dorința omului flământ sau omului bolnav? Omul flământ caută hrana, omul bolnav caută vindecare. Cuvântul spune aici, zice, Doamne, i-a răspuns bolnavul, eu n-am pe nimeni cine să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până mă duc eu se povoară înaintea mea altul. Înaintea mea. Interesant, versetul 8 spune, scoală-te, i-a zis, Iisus, ridică-ți patul și umblă. Și aici omul acesta beneficiază de vindecare. Fiți atenți când se întâmplă lucrul acesta. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și a umblat și ziua aceea era o zi de... Era o zi de sabat. Eu era o zi ca așa astăzi, adică era împlinirea poruncii a patra. Când oamenii mergeau la templu, oamenii mergeau la închinare după porunca Domnului și oamenii dădeau slavă lui Dumnezeu, că așa găsim în poruncă. Cinstește ziua... Adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o cinstești, să o păzești, să o sfințești tu, robul tău, roaba ta, familia, casa ta și toți. Aceasta era porunca lui Dumnezeu. Și de data aceasta, în ținutul acela de pe lângă templu, se întâmplă ceva. De fapt, cum se mai întâmplat și de odinioară, alte lucrări. De data aceasta, Mesia îl vindecă pe un om care de 38 de ani era în suferință. Deci, de data aceasta, Mesia face un bine în mijlocul poporului. Și cu toate acestea că nu era nimeni în vremurile acelea ca să vindece, să aducă vindecare în mijlocul lui Israel, un om care era grav bolnav, cu toate acestea vine el și zice, ridică spatul în umblă, îi dă vindecare totală, 100% și unii dintre cărturari, dintre farisei, unii dintre oameni nenăscuți din nou, așa cum sunt și în mijlocul nostru, atunci când faci o faptă bună, alții văd că ai făcut ceva rău, unii dintre oameni aduc această acuzație gravă, că de fapt el călca ziua de sabat. Aceasta era problema în mijlocul poporului lui Israel. Lucru de care aș dori să băgăm foarte mult seama, că de multe ori putem să călcăm și noi în aceeași extremă. Să fim nigăloși cu multe lucruri, nu atinge, nu gusta, nu face, nu știu care, nu știu cum, și să nu vorbesc cu fratele meu de un an de zile. Să nu vorbesc cu vecinul meu, să nu mă înțeleg cu cutare și cutare, să am o inimă rea față de aproapele meu. Am putea să cădem în acea extremă a necredinței, fără să ne dăm seama, fraților. Să fim zeloși, religioși. Să fim, să avem în inimile noastre o religie formală, să fim formali. Pe din afară, așa cum spunea Domnul Iisus, că zice, voi sunteți niște morminte vărvite. Pe din afară arătați perfect, sunteți ok, sunteți albi, sunteți zugrăviți bine, dar înăuntru nu sunt decât niște oase de oameni morți acolo, putreți. V-ați gândit vreodată că am putea să cădem în extrema aceea? Să ne batem și noi de multe ori cu pumnul în piept, să spunem, da, într-adevăr, frecventez adunarea, citesc cuvântul lui Dumnezeu, mă rog, păzesc sărbătorile, toate lucrurile acestea. Și evreii, și iudeii le-au făcut din timpul acela. Și mulți dintre cu toate acestea, vedem că vine Fiul lui Dumnezeu și face un bine. Atât un bine a făcut. Un bine. L-a vindecat pe un om în ziua sabatului. Și pentru lucrul acesta, și pentru faptul că de fapt a arătat autoritatea cu care lucrează, s-au răsculit împotriva lui și au vrut să-l ucidă, să-l omoare. Dragilor, aș vrea să înțelegem diferența dintre deslegarea zilei de sabat și desființarea. Iisus n-a desființat niciodată porunca patra.
Iisus a întărit-o în Matei, în capitolul 5, cu versetele 17, unde spune că zice, eu n-am venit să stric legea și poruncile, eu am venit de fapt să le împlinesc. Și mai departe el spune că cine va strica una din aceste porunci ale mele. Deci cu toate acestea vedem că niciodată Domnul Iisus n-a venit ca să desfințeze această porunca a patra. Și Dumnezeu să ne facă să le binecuvinteze ca să înțelegem acest lucru. Una este dezlegarea. Din ce? Ce a vrut de fapt să spună scriitorul aici? Zice că el dezlega ziua de sabat. Păi el dezlega ceea ce de fapt unii au legat. Adică tradiții, lucruri pe care de fapt nu sunt scrise în Scriptură și cu toate acestea oamenii și în zilele de astăzi sunt legați și nu se lasă de ele. Și le îmbrățișează cu atâta țel de parcă ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Găsim în Marcu, în 7, găsim acolo o acuzație, sau mai bine să spunem, o afirmație unde zice că ucenicii mâncau cu mâinile cumva nespălate și unii dintre ei l-au acuzat. De ce ucenicii mănâncă cu mâinile nespălate? Și Domnul Iisus îi spune că nu ceea ce intră în pântecele omului spurcă pe ochi, ci iese din inimă, făcând astfel oarecum toate bucatele curate. Astfel unii oameni au înțeles că de fapt toate bucatele sunt bune de mâncat, astfel unii oameni au înțeles că se pot consuma orice lucru și că nu este păcat și de fapt n-au înțeles ceea ce de fapt era și acolo tradiție. Să te speli pe mâină înainte ca să consumi mâncarea. Deci era o regulă pe care, să spunem așa, nu o găsim scrisă în Sfânta Scriptură, deși spălarea e perfectă. Sunt reguli care de fapt au fost întrebuințate, legături sau sarcini, așa cum spune Domnul Iisus, că zice, voi puneți sarcini grele pe popor. Voi spuneți că ați adus acuzații în capitolul 12 din Matei, zice că atunci când ucenicii erau în lanurile de grâu, și-a venit foame peste ei. Fratele meu, ce faceți când vi foame? Nu mâncați? A venit foame peste ei și căutau să smulgă ceva spice. Și iată cazul și acolo când era, o zi de... Se întâmplă într-o zi de sabat. Și vin la Mântuitor, vin la Mesia, să aducă acuza împotriva ucenicilor, că de fapt oamenii ăștia erau morți de foame și au luat câteva spice și mâncat și de fapt au călcat sabat. Esența acestor lucruri vreau să le înțelegem. Noi nu dezlegăm nimic. Dar aș vrea să nu ne legăm de unele lucruri. Aș vrea să nu punem sarcini, poveri și să le lăsăm pe celelalte nefăcute. Adică să luăm în considerare lucrurile acestea, nu gusta, nu atinge, nu pune mâna și când spune Domnul Iisus, n-ați înțeles. Nu voieți jertfe, ci ce voieți? Milă. Milă voiesc. Mica 5, cu capitolul 6 cu 8. Omule, ți s-a arătat ceea ce trebuie să faci. Dreptate, milă și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ăsta era mesajul pe care Domnul Iisus le-a adus în mijlocul lui Israel. Nu dezlegarea sau desființarea sabatului. El avea în vedere dezlegarea unor obiceiuri, unor tradiții, precum și cu corban. Ce este închinat Domnului, zice, cum un fiu nu poate să ajute pe tatăl său pentru că zice că este închinat Domnului. Deci toate aceste lucruri, multe din aceste tradiții le-au îmbrățișat și cum suntem și noi de multe ori. În riscul de a le îmbrățișa și de a uita lucrurile esențiale. Dragoste, iubire, milă, pace și bunătate. Și Duhul lui Dumnezeu în această dimineață să ne umple această inimă cu aceste lucruri. Să înțelegem că de fapt Domnul Iisus a vrut să facă bine acestui om. Domnul Iisus a vrut să-i dea, de fapt, sănătate, să-i dea vindecare, cu toate că era o zi de sabat. Dacă boul vostru sau oaia voastră cade în groapă în zile de sabat, ce faceți? Dragilor, ce face? O lăsăm să moară? Dacă vezi un om în ziua de sabat căzut pe stradă, sângerat, căzut într-un accident și tu trebuie să faci acest efort ca să mergi să iei valiza cu medicamente, să-l ajuți, să-l curăți rana. Chiar credeți că dacă este o zi de sabat,
Nu avem porunca aceasta să-l ajutăm? Iubiții mei, haideți să înțelegem tot ceea ce Domnul Iisus a vrut să învețe aici pe oameni. Și îl spune cu tărie că a face bine în ziua sabatului se poate face. A face bine în ziua de sabatului, în ziua de sabat, nu este împotriva poruncii lui Dumnezeu. Pentru că El singur spune, milă! Milă voiesc și jertfele au luat sfârșit și toate lucrurile s-au oprit. Milă voiesc din partea voastră. Să aveți milă și de orfan, să aveți milă de vădură, de cel căzut, de cel cu probleme. Imaginați-vă că arde casa vecinului, ce faceți? Fraților, ce faceți? O lăsăm să ardă. Să treacă sabatul, să venim după sabat. Și imaginați-vă că arde casa noastră, ce facem? Vor veni pompieri să ne stingă. Da, cei din afară vor veni. Și noi, probabil, cum zice, că dacă este ziua de sabat, nu atingem și nu facem. Pentru că suntem sâmbătari și nu ajutăm. Să ieșim din locul lucrurile acestea și să înțelegem exact de fapt, pentru că Dumnezeu ceea ce vrea să ne transmită. Dumnezeu este dragoste. Și noi am fost chemați la bunătate, noi am fost chemați la sprijin, la ajutor. Noi am fost chemați, de fapt, să facem ceea ce faceți și voi, oamenilor, ceea ce voi doriți ca oamenii să vă facă. Și sincer vă spun, aș dori ca oamenii să mă ajute când sunt probleme și necaz. Am această dorință, indiferent de ce zi ar fi. Când voi fi necaz, am această dorință, ca să fiu ajutat, să fiu sprijinit. Și la același rând sunt chemat și eu, ca să ajut și să sprijinesc. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să facem astfel de lucruri. Deci aș dori în primul plan să înțelegem mesajul care vrea să-l transmită Mesia aici. Deci El nu a venit să desființeze ziua de sabat sau porunca patra, El a venit să dezlege legăturile care erau sau tradițiile care existau la ora actuală, la ora de atunci în popor. Aceste tradiții El a încercat oarecum să-i dezlege pe oameni, să-i facă liberi. În sensul că liber pentru adevăr și pentru dreptate. Dar să nu se treacă niciodată peste porunca celui preanat. Și aș dori să înțelegem lucrul acesta. Apoi aș dori să ajungem la versetul 19, unde spune că Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ceea ce face Tatăl, tot ceea ce face Tatăl, face și Fiul în tocmai. Din nou, aici ar trebui să avem în vedere cearta sau contrazicerea dintre partidele din vremea de atunci și dintre Iisus. Deci, în ceea ce credem noi și în ceea ce cunoaștem, credem că, de fapt, autoritatea lui Iisus din vremea aceea și în vremea asta era supremă a tuturor prorocilor care au venit înaintea de El. Pentru că noi credem că, de fapt, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Și prin această credință credem că, de fapt, Dumnezeu i-a dat această autoritate. Când Evanghelia arată că la râul Iordan, când El era botezat la râul Iordan, spune că din cer s-a auzit această putere și cei care erau acolo, sau probabil mulțimea care era acolo, sau probabil scriitorii, dar zice că din cer s-a auzit un glas și zicea, acesta este Fiul meu prea iubit și în El îmi găsesc plăcerea. Iată că nouă Dumnezeu ne dă Duhul cu măsură, în schimb, Domnul Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, i-a dat Duhul cu plinătate, binecuvântat să fie numele Lui, pentru că această autoritate pe care o primit-o El i-a dat putere să învie morții, să vindece bolnavii, să facă minuni și tot felul de lucruri care nu s-au mai văzut. Și nici nu se vor mai vedea. Pentru că una este să ai autoritatea 100% primită de la Dumnezeu, cum au avut Lui, cum au avut El, de fapt, i s-a dat Duhul, sau plinătatea Duhului, dacă vreți, și una este să ai Duhul cu măsură. Adică, da, prin credință poți să faci anumite lucrări, dar niciodată nu vei ajunge ca Fiul omului. Sau ca Fiul celui preanat. Deci,
Încă o dată putem să vedem din ceea ce noi învățăm în această zi, că de fapt Domnul Iisus, El nu și-a luat slava singur, sau autoritatea. Dumnezeu din ceruri a dat Duhul peste El, binecuvântat să fie numele Lui. Și a zis, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Și în multe locuri, El de fapt a face această afirmație, că de fapt, spune Domnul Iisus, eu nu fac nimic de la mine. Eu nu aduc nimic de la mine, fac doar ceea ce mi-a spus Tatăl să fac. Pentru că Fiul iubește pe Tatăl și ascultă de Tatăl. Iată de ce Dumnezeu i-a dat această autoritate câtă vreme era pe pământ. Apoi avem în Psalmul 2, aș dori să citiți cu mine, dacă se poate vedea și pe planșă. Avem în Psalmul 2, următorul verset. Versetul 6. Totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârile lui, zice unsul. Și Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune și luați învățătură judecătorii pământului și slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Căci mânia lui este gata să aprindă și ferice de toți cei ce se încred în el. Vedeți una dintre profețiile prin psalmistul David prin care Dumnezeu își descoperă viitoarea lui lucrare. Apostolul Pavel când predică în Antiohia, în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 13, dacă vrem să vedem, era într-o zi de sabat și îi se dă posibilitatea ca să învețe popor. Și vreau să trec așa din mare cum el argumentează că de fapt în versetul 22, după ce el spune despre Israel, cum erau robi în Egipt, cum spune despre 40 de ani în pustie, cum spune despre împăratul Saul care a fost înlăturat din pricină că n-a ascultat și cum spune că de fapt Dumnezeu a pus pe împărat peste Israel, a pus pe David, care era om după inima lui Dumnezeu, și cum spune că din sămânța lui David s-a născut cine? S-a născut Mesia. Ia uite ce spune aici. Apoi, zice versetul 22, versetul 21. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și l-a ridicat astfel pe împărat, pe împăratul David, despre care a mărturisit. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Fiți foarte atenți, versetul 23. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui Ioan, propădise botezul pocăinței și tot norodul lui Israel. Și Ioan, pe când era la sfârșitul însărcinării sale, zicea, cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fiilor, neamurile Avram, și cei ce vă temeți de Dumnezeu, și suntem și noi aici, dacă ne temem de Dumnezeu, vouă a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai mare lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit au împlinit cuvintele prorocilor care citesc în fiecare zi de sabat. Și măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare.
Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn, l-au pus într-un mormânt, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem în timpurile, în timpul când Domnul stătea cu ucenicii timp de 40 de zile și le vorbea despre ce? Despre împărăție. Le vorbea despre lucrurile viitoare, despre cum trebuia ei să înfrunte problemele pe care le avea în lume sau în viață. Iisus, în timpul acesta, era înviat, așa după cum ne arată cuvântul. Și am dorit să înțelegem și noi această autoritate pe care a avut-o Fiul. El nu și-a luat această autoritate, ci Tatăl i-a dat plinătatea Duhului și El a lucrat cu toată autoritatea lui Dumnezeu. Așa suntem și noi, dacă suntem credincioși și dacă facem voia Lui și ascultăm, Dumnezeu ne va da și nouă Duhul, numai că nouă ne este dat cu măsură. Și Domnul să ne facă să înțelegem aceste lucruri. Punctul 3. Versetul 21. Într-adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Dragii mei, dacă n-ar fi Scripturile, dacă n-ar fi aceste scrieri ca să ne relatează toate întâmplările care le-a făcut Iisus și toate minunile pe care noi n-am avea despre ce să vorbim astăzi, dar datorită scrierilor, datorită celor ce găsim scrise, și vreau să vă citesc un verset ce îmi place așa de mult, 20, Evanghelie după Ioan, capitolul 20 cu versetul 31, putem să-l avem. Noi uitați-vă la versetul ăsta, ce frumos scrie aici. Zice așa. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Deci au fost scrise lucrurile pe care noi le găsim aici în Scriptură? Deci au fost scrise întâmplările? Deci au fost scrise vindecările, minunile și toate lucrurile pe care noi le găsim de la Geneza la Apocalipsa? Pentru ca tu și cu mine să credem. Și odată când vă crede în lucrurile acestea, crezând în lucrurile acestea și aplicându-le, în numele Lui aveți viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iată de ce ne sunt lăsate pe paginile Sfinte Scripturi toate aceste lucruri scrise. Ca tu și cu mine să credem. Și prin auzirea cuvântului și a tuturor lucrurilor care sunt scrise aici, să putem să avem o viață demnă după cuvântul lui Dumnezeu, să credem și astfel să putem să fim mântuiți. Domnul să ne binecuvinteze. Dumnezeu este atot suveran și El a dat ființă primei făpturi, Adam și Eva. Zice că a suflat în nările Lui, chiar a suflat suflare de viață. El a pus în primii oameni, a pus viață. Viața trupului acestui. Acum vine cuvântul aici și zice așa. După cum Tatăl, adică Dumnezeu, sau cum vrem să-L numim, sau Elohim, sau cum vrem voi să-L chemăm, Atotputernicul sau Cel Preanalt, după cum Tatăl are puterea aceasta să învie morții, iată, oameni buni din toate popoarele, din toate neamurile, El a dat această autoritate și Fiul. A dat autoritate Fiului să învie morții. Da, cei care erau în morminte. În primul rând. Lazar era unul care era, zice, de 4 zile, era în mormânt. Și la porunca lui Lazar, zice, Lazar, ieși afară. Și la porunca lui Iisus, Lazar a ieșit afară. I-a făcut minuni. Le-a dat această putere. Dar lucru și mai minunat este că cuvântul aici ne duce undeva mai departe. Cuvântul vrea să ne spună că Tatăl este autorul acestei vieți. El dă viață oamenilor. Dar zice că i-a dat și Fiului această autoritate ca să ne dea viață. Acum ce fel de viață ne-a transmis Fiul? Pentru că eu n-am fost mort trupește. Tu n-ai fost mort trupește. Dar am fost morți duhovnicești. Am fost morți în păcatele noastre. Și prin autoritatea pe care Fiul, pe care Mesia El a avut-o și care a primit-o de la Tatăl, zice că
Viața veșnică este aceasta, 17:3 Ioan. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu, dar și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Aceasta este viața veșnică. Și noi, și mie și ție, această viață spirituală care ne-a înviat de fapt în mocirea păcatului sau din morți păcătoși ce eram, noi suntem convinși că în numele lui Iisus, în numele Lui, noi am primit această viață și am fost readuși de fapt la viață. Iată despre ce fel de viață vrea să vorbească cuvântul aici. Zice că Fiul Lui i-a dat această autoritate, ca El să aducă viață în mijlocul oamenilor. Toți cei care aud cuvântul, toți cei care sunt morți spiritual, toți cei care sunt căzuți pe calea credinței, să asculte de cuvântul lui Iisus și să învie. Amin. Să învie. Pentru că odată cu moartea și învierea lui, zice că Hristos a murit în trup și a înviat în duh. Aceeași fel de înviere ne-o transmite și cuvântul lui Mesia și cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei care cred în El a murit și am înviat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci, este o nădejde, o speranță oamenilor păcătoși, celor care fac legământ cu Domnul și care sunt fără nădejde. Zice Apostolul Pavel, voi erați fără nădejde, fără cetățenie, fără niciun drept în Israel. Dar acum a fost împăcați. Prin cine? Prin moartea Domnului Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. El este Cel care a împăcat pe cei doi, El este Cel care ne-a dat această nădejde și în El putem să spunem că avem și noi viață. Crezând în El, ne îndepărtăm de lumea păcătoasă, ne îndepărtăm de lucrurile slabe, ne întoarcem la Dumnezeu și astfel primim această viață, dacă vreți, acum viață spirituală. Pentru că viața trupească o avem. Primim această viață. Pentru că la El este izvorul vieții. Zic, eu sunt viața veșnică. Eu sunt izvorul acestei vieți. El este izvorul acestei vieți. Și de la El primim această viață. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mergem la punctul 4. Învierea din morți. Versetul 28 și 29. Dar aș citi câteva cuvinte înainte. Spune așa. Adevărat vă spun, versetul 24. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, adică asculți cuvintele lui Dumnezeu, adică cuvintele mesajului Iisus, și asculți și crezi în Cel ce l-a trimis. Cine a fost Cel care l-a trimis pe El? Cel preanalt. El a fost trimis de Cel preanalt. Zice, dacă cineva ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are ce? Are viață veșnică. Deci iată că, din nou, avem aici o mică problemă. Nu poți să ai viață veșnică fără Tatăl, dar nu poți să ai viață veșnică fără Fiul. Deci, cei doi, Tatăl și Fiul, care în această lucrare, și eu și Tatăl suntem una, transmit același mesaj și armonizează aceeași speranță și aceeași nădejde. Numai că la sfârșitul vremurilor, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu a vrut să se descopere în felul acesta, trimițând și a avut mai scump, zice, pe Fiul Său în lume, ca eu și cu tine să putem să fim mântuiți, binecuvântat să fie numele Lui. Și mulțumim pentru lucrul acesta. Iată că cuvântul ne duce la o credință adevărată, să credem în Tatăl și să credem în Fiul, în Cel care de fapt ne-a adus această nădejde și această speranță. Ca să avem viață veșnică. Ce zice? Cine ascultă cuvintele mele și ce crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Bă, fraților, de ce fel de moarte vorbește aici? Amin. Domnul să te binecuvinteze de frate Gheorghe. Zice, cine ascultă cuvintele, oamenii păcătoși, oamenii care, de fapt, nu cunosc pe Dumnezeu, ascultă mesajul cuvântului. Și oamenii aceștia, dintr-o dată, aud această speranță, această nădejde nouă, dacă vreți, adică viață prin Mesia. Și oamenii aceștia, prin Duhul Sfânt, ei sunt transformați. Pur și simplu, lasă viața veche.
și se duc după învățăturile cuvântului. Și oamenii aceștia sunt oameni născuți din nou. Oamenii aceștia nu mai fac faptele veacului acestea, faptele rele, destrăbălate. Și oamenii aceștia încep să trăiască o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau morți în greșelile lor, dar acum prin credință. Oamenii aceștia au înviat împreună cu Iisus. Și cred că am înviat și noi. Cred că și noi nu suntem oameni morți. Cred că suntem oameni care am înviat, fraților. Și dacă nu suntem, trebuie să fim. Să fim oameni vii. Pentru că El a făcut lucrul acesta. El a biruit această moarte și El a înviat. Noi am murit împreună cu El, dar am înviat împreună cu El. Și avem această nădejde. Zice că oamenii care în timpul vieților lor își corectează această stare de viață, oamenii aceștia nu mai sunt duși la judecată. Pentru că s-au pocăit. S-au îndreptat. Oamenii aceștia și-au corectat viața. Zice că oamenii au trecut din ce? Din moarte spirituală, dacă vreți, au trecut direct la o viață veșnică. Oamenii care au rămas statori. Și Dumnezeu să ne ajute, frate. Să ne ajute să ieșim din această moarte spirituală. Să ieșim din acest întuneric și să putem să primim această viață. Pentru că judecata nu va mai avea puterea asupra noastră. Pentru că am intrat într-o viață nouă, într-o viață veșnică. Binecuvântat să fie numele Lui. Adevărat vă spun, versetul 25. Adevărat vă spun că vine ceasul și acum și venit. Când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Întrebare. Despre ce fel de morți este vorba aici? Versetul 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și a venit. Când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Ce fel de morți nu-i vorbește aici? Morți trupește? Morți spiritual? Păi sigur că morți spiritual. Că Domnul Iisus zice adevărat, vă spun că vine ceasul. Și la un moment dat zice, stați că ceasul de fapt a și venit. Și cine ascultă glasul meu, cu oricine ascultă glasul Fiului lui Dumnezeu, că cei morți vor asculta glasul Fiului Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Deci vorbește despre cei care, de fapt, ascultă cuvântul, se pocăiesc și primesc viață. Viață spirituală. Despre oamenii care se întorc la Dumnezeu cu credință. Cei ce îl ascultă vor primi această viață. Dar zice în continuare, adică vor învia. Căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa o dat și Fiului ca să aibă viață în sine. O spune Domnul Iisus. Și a dat putere ca să judece întrucât este Fiul omului. Și acum versetul 28. Nu vă mirați de lucrul acesta. Pentru că vine ceasul când toți și din morminte vor auzi glasul Lui. Și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Există o vreme a judecății, cum am spus la început. Dar dacă eu și cu tine am înviat în timpul vieții cât am trăit în trup și am primit această viață și am trăit o viață demnă și sfântă după cuvântul lui Dumnezeu, iată că judecata viitoare asupra noastră nu mai are niciun efect, pentru că spune că când se va auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, zice, mormintele se vor deschide și toți morți se vor ieși din ele. Dar cei ce au trăit o viață demnă, vor ieși afară din ele și cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață. Și cei ce au făcut răul pentru judecată. Îmi place cartea lui Daniel. Daniel, capitolul 12. Dacă putem să vedem, îmi place acest mesaj din Vechiul Testament, așa zis, să spunem așa. Pare că este unicul lucru care vorbește despre învierea din morți în tot Vechiul Testament, în felul acesta. E, capitolul 12 din cartea lui Daniel spune în felul următor.
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi scris, găsit în carte. Vă aduceți aminte că găsim și în Apocalipsa un moment când vor fi deschise niște cărți. Unele cărți în care sunt scrise faptele bune și unele cărți și o carte unde se va desfășura o judecată. Și când acele cărți vor fi deschise, în dreptul meu, Pop Daniel sau Șimonea Gheorghe sau Doru Mureșan, ce va fi scris acolo? Mi-am făcut întrebarea în viață cât am trăit în trup. Atunci când mai fac de o măgărie în lumea aceasta, atunci când mă împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu, mi-am făcut întrebarea că vine profetul Daniel și spune că vine o vreme oarecare când vor fi deschise niște cărți și o să ne crape obrazul de rușine că nu am putea să negăm când filmul ni s-a derulat în față și ne spune, uite, vezi, ai mințit, ai furat, ai curvat, ai curvit, ai lovit, ai bârfit și multe lucruri ce tu le-ai făcut. Degeaba, Doamne, dar când? Păi, uite, atunci, acolo, acolo și toate. Iubiții mei, ne putem imagina scenariul în care noi vom fi puși în fața acestor lucruri? Ne putem imagina. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului, ce frumos îmi place versetul 2, un profet ca Daniel transmite acest mesaj, zice, mulți din cei care dorm în țărâna pământului, și data aceasta se referă la morți în trup, adică toți cei care au murit, zice, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică, să nu fie pentru noi asta. Așa cum spunea Danielul Belșațar în vis, Nebucadnețar. Visul acesta să nu fie pentru tine, împărate, ci să fie pentru alții, pentru vrăjmașii tăi. Acest lucru îl doresc și eu, fraților. Și cred că îl doresc și voi. Atunci când va sura trâmbița și când morții vor învia, să putem să fim și noi în viață. Să putem să înviem și noi. În ziua de apoi, într-adevăr. Să putem să ajungem la această înviere pentru viață veșnică. Pentru că o cară și rușine veșnică nu vrem să ajungem acolo. Și dacă nu vrem să ajungem acolo astăzi, Dumnezeu ne cheamă la ce? La pocăință. Poate nu ne place de multe ori unele lucruri. Poate nu ne stă bine, multe lucruri nu ne stau bine. Și multe lucruri aș vrea să fie cum zic eu. Dar întotdeauna să căutăm lucrurile pe care spunea Mica. Dreptatea. Mila. Și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Aceste lucruri cerea Iisus în popor. Fiți buni. Fiți miloși unii cu alții. Rugați-vă unii pentru alții. Ajutați-vă unii pe alții. Aceste lucruri le cere și Dumnezeu astăzi de la noi. Suntem o mână de oameni aici. Nu suntem mulți. Așa că suntem, aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să facă schimbare în viața noastră. Să facă schimbare în familie noastră, în mentalitatea noastră, să ne dea o inimă nouă, o nădejde nouă, să credem cu adevărat că ce-i scris aici, lucrurile acestea se vor întâmpla, se vor împlini. Se vor deschide scărțile și zice că cei înțelepți, zice că vor străluci cum? Ca soarele cerului. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în viac, în veci vecilor. Și cei care dau învățătură. Și cei care învață pe altul să trăiască în neprihănire. Toți vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Dar știm că glasul Fiului lui Dumnezeu se va auzi odată. Zice că lui nu-i s-a fi, el n-a venit ca să judece lumea, ci el a venit ca lumea să fie mântuită prin el. Și în alt pasaj găsim că, de fapt, el va fi judecătorul oamenilor. Sigur că prima venire, trebuie să înțelegem, prima venire, el n-a venit să judece pe mine și pe tine, că dacă eram judecați de el, trebuie să trec direct la pedeapsă.
Prima venire a fost pentru mântuire, pentru mesajul pocăinței. Dar va veni a doua, când va fi a doua venire a Lui, va fi într-adevăr pentru judecată. Așa ne spune cuvântul. Și în timpul cât îl avem aici, aș dori ca Dumnezeu să ne dea această credință, că avem șansa să trecem peste judecată. Adică ca să intrăm din moarte, să intrăm unde? Direct la viață. Și în zilele în care, în ziua când va fi această înviere, să putem să fim numiți copiii celui prealat, să strălucim înaintea Lui. Iar cât nu putem noi să zicem, Doamne, ajută-ne Tu, ajută-ne putinței noastre, ajută-ne credinței noastre, ajută-ne și pe noi în vremea aceasta ca să ne apropiem cât mai mult de aceste realități pe care noi le-am vorbit în această zi. Că atunci când vom auzi glasul Fiului Celui Preanal, să nu ne crapă brațul de rușine, să nu ne fie rușine să stăm înaintea Lui și să putem astfel să stăm cu serenitate, cu încredere și cu bucurie înaintea Lui. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute în toate acestea. Dumnezeu să ne facă să înțelegem aceste scrieri, să ne facă să înțelegem ceea ce spune Ioan 20:31, că lucrurile acestea au fost scrise pentru mine și pentru tine, ca să credem și prin credință să putem să avem viață veșnică. Aceste lucruri le doresc în viața noastră și în familiile voastre și în inimile copiilor voștri și în inimile părinților și a taților și a mamelor, ca să putem să le avem întotdeauna întipărite. Vină zi a judecății. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Aș dori să ne ridicăm.